Bună, eu sunt Vivi, sunt voluntară în cadrul Asociației Viitorul Tinerilor din Municipiul Ploiești. În cadrul Asociației eu ocup locul de coordonator de voluntari. Pentru mine acest lucru este o experiență nemaipomenită, pentru că din această funcție pe care o am, reușesc să capăt mult mai multă experiență, reușesc să înțeleg ce înseamnă cu adevărat lucrurile în echipă, am reușit să învăț să îmi ordonez foarte bine sarcinile, am învățat să ofer dispoziții oamenilor și să reușesc să comunic cu ei într-un mod frumos, în care să nu le dau ordine, ci să îi fac pe ei să-și dorească să realizeze anumite activități. Pe lângă funcția de coordonator de voluntare am participat la foarte multe workshopuri uri Ceea ce e un plus pentru mine ca și om pentru că plec cu un anumit bagaj de cunoștințe la drum Voluntariatul înseamnă pentru mine, Uf, înseamnă foarte mult, asta e clar E foarte greu să explici ce înseamnă voluntariatul pentru că atunci când te implici mai mult decât un simplu voluntar, cuvintele sunt în plus. Cuvintele doar încearcă să ofere o stare, dar. Eu nu pot să vă spun foarte mult despre starea pe care o trăiesc, eu pot doar să vă uh, încurajez să încercați să faceți asta. Oameni buni, faceți voluntariat pentru că e un mod absolut minunat de a vă face prieteni, de a cunoaște, de a vă dezvolta și de a deveni niște oameni mai buni care și ajută societatea în care trăiesc.